și e foarte dubios față de alte scări pe care am urcat. Simt așa că mă înclină spre dreapta un pic. Mamă, deci mă simt așa de expus. Chiar dacă e gardul ăsta aici. Mamă, ce tare. Wow. Deci e foarte dubios că noi practic umblăm pe morminte aici. Deci, practic, frescele au fost aduse aici înăuntru ca să se păstreze la o vreme, respectiv o temperatură controlată. Asta e o barcă de râu din secolul 5 înaintea lui Hristos. E cea mai veche embarcațiune pe schelet de genul ăsta. Bună dimineața este... Ce dată este? Că nici nu mai știu. 18 decembrie și sunt în... Pisa. Deci, Pisa, un oraș pe malul râului Arno, râul care străbate și Firenze, Florența, unde am mai fost. Este un orășel foarte micuț, de aproximativ 90-91.000 de locuitori și are foarte, foarte multă istorie. Aici fiind peste 20 de biserici istorice, mai multe palate medievale și câteva poduri foarte interesante peste râul Arno. Nu se știe exact de când există orașul ăsta și care au fost începuturile ei. Însă există de foarte, foarte mulți ani, dar într-un final a ajuns sub Imperiul Roman și de atunci a început practic să crească și să înflorească și de-a lungul timpului a ajuns orașul pe care îl putem vedea în ziua de astăzi. Mă duc în primul rând să găsesc o cafenea sau ceva, să beau o cafea, să mănânc ceva așa de mic dejun de prânz, nici nu știu, pentru că e destul de târziu, și după aceea luăm orașul la pas să vizitez cât pot de mult astăzi și mâine, pentru că doar două zile voi fi aici. N-am mers foarte mult, am găsit locul ăsta la focaceria de Isani, o să mănânc aici un sandwich de ăsta, focaccia cu ceva chestii. Arată foarte bine și prețurile mi se par decente, așa că încep de aici ziua. Pentru că mi-a și venit pe Adina, am cerut una cu bresaola și rucola. Am cerut una mare. 6 euro am plătit pe piadina asta. Mi se pare un preț foarte decent. Suntem în centru istoric, deci în centru. Foarte bună, doamne. Nu piadina, scuze, focaccia. E grozavă, mamă. Deci iubesc bucătăria italiană, e atât de scris de simplu și atât de bună. Și bineînțeles că nu se putea altfel, un espresso scurt, doar atâta. Aici așa se bea, fel de ristretto mai degrabă. Gata, am terminat. Stai să văd pe unde să o iau, pe aici în stânga. Am terminat, 8 euro am plătit pe acea focaccia cu bresaola și parmezan și rucola. Și o cafeluță scurtă. Mă duc să vizitez. Iată unde am ajuns din nou, în piața dei Cavalieri. Sau altfel zis, piața Cavalierilor. Și vin și mașini, văd că scrie pe margine, pe toate marginile scrie piața dei Cavalieri și este emblema pusă pe majoritatea clădirilor. Iar aici, asta e biserica Sfântului Ștefan al Cavalierilor. O, aici se fixă în mijlocul unei intersecții, cred că. Școala Normale Superioare. Sunt foarte mișto clădirile astea. Aseară nu se vedea așa frumos aici, cumva că era întuneric. Aici nu-mi dau seama, sincer vă zic, unde e pietonală și unde nu e, pentru că toate par a fi pietonale și pam, apare o mașină din spate. Asta nu e îngustă, asta pe care s-a comandat străzi, sunt multe străzi înguste, deci a, pe sigur e pietonală și dintr-o dată te claxonează unul din spate. Asta mi se pare un pic dubios în Italia, de câte ori oriunde am fost, toate străzile, oricât ar fi ele de strâmte, bă, intră mașinile pe ele, incredibil. Sunt pe strada, cred eu, pietonală, care duce spre turnul din Pisa, așa că mergem să vizităm, să vedem dacă se poate acum sau va trebui să-mi fac o programare pe mai târziu. Aici sunt restaurante pe cele două părți, stânga-dreapta. Mai e și câte un magazinaș de suveniruri pe aici pe acolo. Grand Hotel Duomo. Și uite, acolo se vede turnul. Imediat ajungem în piața domului. Uite, vedeți? De aici îi area pedonale. Deci de aici îi pietonală și până acolo nu era. Deci practic puteau să treacă mașinile. Și cum ziceam, restaurante. Stânga-dreapta. Piața del Duomo și iată imaginea clasică de Pisa. Asta e, ce tare. Turnul. Și am venit până
până mai încoace ca să se vadă cât de strâmb e. Are puțin sub 4 grade catedrala și turnul în spate. Catedrala, o catedrală care există de prin secolul 11. De fapt, toate cele trei clădiri tot în aproximativ aceeași perioadă au fost începute, construite, secolul 11-12, dar prima a fost catedrala, care a fost începută în 1092. Deci din 1092 există o catedrală catolică și a fost începută din 1064 și bineînțeles că de-a lungul anilor ea a fost de câteva ori restaurată. A doua clădire pe care o vedem aici, în spatele meu, este baptisterul. Construcția s-a început în mijlocul secolului 12, în 1153, iar cea de-a treia clădire pe care o menționez de aici, din piața catedralei sau piața Domnului, este chiar turnul, cel mai cunoscut turnul din Pisa. Construcția lui a început în anul 1173, încă din primele faze ale construcției s-a înclinat din cauza solului moale, iar de-a lungul timpului s-a mai tot înclinat până în anul 1990, când a avut cea mai mare înclinație și anume 5,5 grade. Iar atunci a fost consolidată și s-a ajuns la o înclinație de 4 grade aproximativ, deci cam așa e acum turnul. Să vedem dacă putem să vizităm cele trei obiective. Iată că am ajuns fix lângă turn, deci se vede foarte tare că îi strâmb, numai că nu știu cum să țin camera să se vadă. Cred că pe aici pe undeva se iau biletele, dar asta e catedrala din spate. Și aici ai spațiu verde, peste tot e frumos. Și bineînțeles e înconjurat de zid, aici nu se vede pe partea asta, dar acolo mai spate este un zid. Gata, mi-am luat bilet, 27 de euro am plătit și am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obiective pe care pot să le vizitez. 20 ar fi fost doar turnul, am zis că 7 euro dau în plus, nu e nicio problemă. Aici trebuie să-mi las garderoba, mă rog, rucsacul, că nu se poate intra cu rucsac în turn. Sunt la umbra turnului, iată-l, biserica acolo. Sunt destul de entuziasmat să vizitez chestia asta, că nu, vă dați seama că patrul meu a văzut milioane de poze cu această clădire. Mi-era teamă să nu cumva să fie ca la Roma, să fie cu locuri cu foarte aglomerat de astea, dar nu e aglomerat deloc. Se pot cumpăra și online biletele, dar am zis că vin pe aici să cumpăr direct de la casă. Online m-ar fi costat tot atâta, dar online cred că doar 20 de bilete se vând pe tură, iar în total sunt 50 de bilete pe tură. N-am crezut că e un turn gol, deci am crezut că e chestii pe dinăuntru, dar uite că e gol. Deci e foarte dubioasă senzația, uite că se vede în afară, cum îi strâmb. Simt așa că stau într-o parte. Nu știu câte scări, dar sunt multe, turnul are vreo 60 de metri, deci avem un pic de urcat. Și e foarte dubios față de alte scări pe care am urcat, că simt așa că mă înclină spre dreapta un pic cu totul. Și acum se shiftuie treaba și imediat o să simt că mă înclin spre stânga. Da, gata. Ne înclinăm spre stânga. Deci trebuie să veniți neapărat să vedeți ce senzație dubioasă. Foarte tare. Am ajuns sus, aici e piața de unde am urcat. Aici sus e și mai ciudată senzația că pare că chiar o să pice, adică pare că se duce un pic încolo. Deci serios, trebuie să veniți neapărat, dacă veniți până aici și nu urcați până în turn, ați venit degeaba. E foarte tare senzația că îi strâmb totul, e așa într-o parte. Să mai urcăm un pic. Ce chestie. Deci mai sus de atâta se poate urca. Ce șmecherie. Wow, aici e mai strântă treaba. Vede că fiecare clopot e diferit puțin. Sau puțin mai mult. Este tot mai mare. Uite, ăsta e mai mare. Cred că ăsta e cel mai mare. Da. Și sună probabil diferit fiecare. Ceea ce se poate da turul. Mamă, deci mă simt așa de expus. Chiar dacă e gardul ăsta aici. We'll be right back.
este zidul de care povesteam, care înconjoară tot locul ăsta. Începem coborârea, dar începem prima dată pe partea asta foarte, foarte strâmtucă. Mulțesc. E parcă nu-i de ajuns că merg roata, așa, de jur împrejur. Se mai și schimbă foarte drastic înclinația într-o parte și alta. Deci e amețitoare experiența asta. Așa cum înapoi pe asta care e un pic mai larg și nu e așa de amețitor. Am ieșit din tur, hai să continuăm cu restul monumentelor, restul clădirilor. Urmează catedrala. Ce tare! Wow! N-am fost înăuntru în Firenze, dar mi-am amintește de aia din Firenze cu culorile astea. Băi, ce fain! Ce tavan interesant! Cam palatele pe care le-am vizitat prin Spania. Stânga și dreapta aici sunt cele două părți. Formează ca o cruce, practic, dacă te uiți de sus, că este încoace. Este un pic în față, este un pic încolo și mult în spate. Ce are formă de cruce. Am lăsat biserica în urmă, mă duc mai departe spre baptisteriu. Nu găsesc pe unde se intră, deci chiar nu găsesc. Nu se poate intra, nu se poate vizita, ar fi trist. Că ar trebui să intre în prețul biletului pe care l-am cumpărat. Clădirea asta care e aici, în spatele celorlalte clădiri, este Campo Santo. Este un cimitir datând din secolul 13. Cred că cimitirul exista dinainte, dar clădirea asta a fost construită prin secolul 13. Am intrat aici în cimitir, dar am aflat între timp de baptisteriu. Din păcate e închis pentru restaurare, numai în ianuarie o să deschidă. Atunci asta e, nu vizităm azi, dar vizităm restul chestiilor. Ar fi fost interesant să vedem și acolo. Deci, practic, eu n-am știut până acum, dar există biserici care au baptisteriul separat față de biserică. Baptisteriul e, practic, locul unde se botează oamenii. Prin traducere liberă, Câmpul Sfânt, așa-i? Corectați-mă dacă greșesc, Campo Santo. Iată și aici sunt niște fresce, niște picturi pe pereți. Deci e foarte dubios că noi practic umblăm pe morminte aici. Astea sunt pietre de morminte. Vedeți? Toate. Mormintele astea din pământ. Am, uite-l pe ăsta. Ce chestie. Capul mort acolo. Christos Hervatori. Ce dubios. Pe lângă astea din pământ, mai este și astea de aici, care scoase ceva. Clădirile religioase, care au fost deschise, bineînțeles, și au mai rămas 3 muzee pe listă. Hai să vedem. Primul muzeu e aici în față, Muzeo de la Sinopie. Practic, în muzeul ăsta avem niște fresce foarte, foarte mari din secolul 14-15. Zice aici, testimony of how the painters in the 14th and 15th century handled the challenge of great walls. O să vedem tot felul de picturi foarte, foarte mari. Și explică, în urmă cu 5-600 de ani, cum au pictat acești pereți mari. Iată. Wow. Și ați văzut când am fost în Campo Santo, erau câteva fresce rămase pe margine. Aici, astea sunt de acolo, din Campo Santo, aduse aici pentru restaurare, pentru prezervare, cred că. Noa, construind arcul. Și aici sunt doar părți din fresce. Uite, doar partea asta care e albastră e aici. Deci nu sunt doar. Sunt bucăți, practic, aduse. Aici. Și reprezintă diferite povești. Astea numerotate de aici sunt povești din Vechiul Testament. Stories of the Old Testament. Vă dați seama ce vechi este astea. De 600-700 de ani. Aproape 800 unele.
Clădirea asta în care suntem noi acum, Muzeul de Lesinopie, a fost construită în 1257 și a fost un spital care a funcționat timp de 7 secole și în 1979 l-au făcut muzeu. Sunt la etajul următor, cel de-al doilea, și aici vedem alte fresce. Toate au aceeași nuanță roșiatică, maronie, cumva. Carlo Lasinio a venit aici prin 1800 și ceva, între 1828 și 32. El a făcut niște picturi după frescele de aici, pentru că frescele de pe pereți erau în stare avansată de degradare din cauza vremii nefavorabile din zonă. Așa că el a făcut niște picturi ca să se știe cum erau, practic, înainte. Așa arătau frescele, deci toate erau colorate pe vremuri, efectiv. Deci, practic, frescele au fost aduse aici înăuntru ca să se păstreze la o vreme, respectiv o temperatură controlată, ca să nu se deterioreze de tot, adică să nu se distrugă de tot, că și așa sunt în stare deplorabilă majoritatea. Adică abia dacă îți dai seama ce era acolo. Uite. Departe la următorul muzeu de pe listă, Muzeo del Opera del Duomo. Am intrat în Muzeul del Duomo, ușa de pe partea dreaptă a domului. Cea practic sunt bucăți din dom care au fost restaurate sau scoase și puse aici ca expoziție. Uite, Islamic Art. Și până aici a ajuns islamul. Erau fix sus pe catedrala din Pisa, pe vremuri. Acolo sus în vârf și în partea dreaptă. Și aici avem o machetă a turnului Pisa din marmură. Look at the detail on this, mam. Deci detaliul e minunat, uite. Wow, am schimbat piatra pe lemn. Era mobila, cum ar veni din biserică, adică probabil scaune spătare, marginile. Uite o reprezentare a lui Iisus pe cruce din secolul al XII-lea. Lădița asta din secolul al XII-lea și dânsa Madonna and Child din anul 1299 din Fildeș. Sacred Vestments. Aici e burghezia, chestiile din aur și altele, tot așa, aur și argint, toată camera asta, pocalul de argint. Oare cărți de cântece o fi astea? Cred că da, cântece bisericești. Iată aici, pergament din secolul 11. Din secolul 14. Du-te la bibliotecă și scoate o carte ca să vă dați seama cât de mare e. Iată mâna. Imensitate. Am ieșit aici, putem intra la cafeterie, la coffee shop, cu alte cuvinte. Am oprit la o cafeluță, numai că e așa de mare contrast, încât ori eu mă văd, ori turnul. Iată, cum ziceam. Bun, am luat o cafeluță aici, lângă turn. Dacă tot sunt aici, de ce să nu beau o cafeluță cu priveliștea asta? Minunat! Cu asta am terminat și cel de-al doilea muzeu. Acum mai urmează ultima chestie pe care o mai avem inclusă în bilet, și anume Palazzo del Opera del Duomo. Deci nu-i muzeu, am citit greșit la început, este practic un palat și este acolo de unde am luat biletele, respectiv unde mi-am lăsat rucsacul, deci numai bine. Asta e palatul, uite în față. Hai să vedem. Bun, am intrat acolo, ăsta e office building, deci ăla, pentru că nu are Asterix, nu intră în chestiile pe care le-am putut vizita. Bun, deci restul de 6 chestii, respectiv pentru mine acum numai 5, pentru că baptiste, ăla, chestia aia a fost închisă. 5 chestii am reușit să vizitez, în mod normal 6 ar intra în prețul biletului de 27 de euro. A fost o experiență interesantă, nu e ieftină, adică nu a fost puțin, dar a fost ok, a fost interesant, nu-mi pare rău că i-am dat, că oricum cam astea sunt cele mai mari monumente de aici pe care le putem vizita. Mă duc să-mi iau rucsacul și hai să vedem ce mai facem pe aici. Cum ziceam și mai devreme astăzi, tot locul ăsta
asta e înconjurat de un zid înalt. Iată, deci e zidul. Nu știu dacă chiar din toate părțile, dar din trei din cele patru părți e înconjurat. Bun, deci se poate vizita zidul. Îmi pare rău că n-am fost mai alert un pic. Dacă eram mai alert, veneam și vizitam chestia asta. Sunt 3 kilometri de zid, deci 3 km de zid se pot vizita. Voi veni mâine să vizitez după maraton, măcar mi-a rămas și pe mâine ceva interesant de făcut. Nu părea să fie foarte scumpă intrarea, numai bine o să îmi prindă 3 km de plimbare ce pe ziduri. Deci până pe la 3 jumate din câte am înțeles e deschis. Iată zidul. M-am uitat și e foarte, foarte interesant. De aici pornește și poți să te plimbi pe zid până la râul Arno, deci are vreo 3 km lungime. Mi se pare foarte tare, abia aștept să merg mâine. O să vin imediat după maraton, mă duc acasă și când plec de acasă, prima dată aici vin, după ce bag un sandwichel, ca să apuc să văd zidul pentru că la 4 se închide. Am ajuns lângă râu, iată aici ai râul Arno. Acolo se poate vedea un apus minunat, numai că nu se vede acum că exposure-ul e pe mine. Așa, cât de cât am venit la un muzeu. Este, cum să traduc, Muzeul Marinei Antice, Muzeul Antic de Marină. Nu știu, aici scrie Muzeo delle Navi Antice di Pisa. No, am văzut că sunt embarcațiuni, am venit. Mie îmi plac embarcațiunile, îmi plac bărcile, îmi plac toate astea. Așa că hai să văd unde e intrarea în muzeu și dacă se mai poate intra, teoretic până la 6 jumate e deschis, dacă pot să filmez înăuntru. Eu sper să pot, pentru că am văzut 2-3 poze și mi s-a părut foarte interesant. Iată aici muzeul. Hai să intrăm și să vedem. Deci nu știu cât costă, sincer. Am luat bilet, costă 10 euro de persoană și aici a trebuit să arăt certificatul de vaccinare, că nu se poate intra nicăieri fără el. Hai să vizităm. Bineînțeles, ca în orice muzeu, începem cu artefactele mici găsite pe aici. În urmă cu câțiva ani s-au făcut niște excavări aici și s-au găsit o grămadă de embarcațiuni foarte bine păstrate și practic așa a luat naștere acest muzeu, dacă am înțeles bine. Deocamdată aici vedem tot felul de oale de prin secolul 8. Iată că pe aici, unde e Pisa, asemenea cum putem vedea și aici în macheta asta, s-au găsit niște rămășițe ale unor construcții similare cu unele sate din Yemen. Toate artefactele astea și astea și cele de dincolo sunt de pe vremea etruscilor, popor care a trăit aici în zona Toscana. Toate datează începând cu secolul 8 înainte de Hristos și până prin secolul 1 înainte de Hristos. Foarte tare clădirea asta, construcția în sine, e super mișto. E așa, nu știu, un coridor și stânga și dreapta sunt tot felul de intrări. Ulcioare în care se transportau diferite mărfuri, exact cum am văzut și în Zaragoza. Exact aceeași formă au de pe vremea romanilor. Ce tare! Deci așa s-au găsit bărcile și așa arăta situl. Asta a fost totul sub apă, din câte înțeleg. Și practic s-au construit niște garduri să scoată apa. Uite, așa au fost scoase embarcațiunile. Un cargo ship din secolul al doilea. Uite, cam așa arăta. Și ce se vede aici din lemn, atâta s-au găsit. Ce este un alt. Cam așa arăta. Și asta e partea pe care au găsit-o și aici e exemplificat iarăși. Așa era cândva, cum e partea asta și așa e cum au găsit-o. Așa super vechi. În anul 10, deci din secolul 1, ce bine s-a păstrat, având în vedere că e lent și totuși aici vremea nu e așa grozavă. Asta cred că e o exemplificare. Asta e o reconstrucție, acum arăta vasul acela din secolul 1. Uite cum e făcut aici în față, se vede. Astea cele patru, nu știu cum le zice, pe care se legau funii. Și la fel putem vedea și în asta pe care au găsit-o. Din exterior a fost făcută ulterior acum doar pentru display. Asta a fost un bac care se folosea probabil pentru a trece râul, cum e exemplificat aici desenul ăsta.
Asta e o barcă de râu din secolul 5 înaintea lui Hristos. Acolo scria că e cea mai veche embarcațiune pe schelet de genul ăsta găsit. Mergea pe marginea râului și era trasă de cai sau de boi. Erau prinse ulcioarele în embarcațiuni, exact la fel cum era desenat și în imagine în Zaragoza. Diferite modele de ulcioare în care se transportau tot felul de chestii. Iată, cam așa arătau ancoră din secolul 2, din lemn făcute. Și aici altele, uiteați, a început deja să fie făcute din ceva metal sau din piatră. Gata, am terminat, am ieșit. Între timp s-a făcut noapte, a apus soarele și e momentul să mă duc și eu să găsesc ceva de mâncare. După care call it a day pentru că mâine am maratonul și îs deja obosit. Oricum, cred că vlogul ăsta e super lung până acum. Iată ce frumos a apus soarele peste râul Arno. Minunat. Am ajuns înapoi în zona asta pietonală din centrul vechi. Pe unde stau și eu, aici stau în dreapta, într-un gang. Deci iată ce plin e acum. Și bineînțeles, luminat frumos. Drăguț. Am fugit super, super rapid până aici. Ca să vedem piața asta luminată noaptea. Am crezut că să fie mai luminată, sincer vă spun. E cam întunecoase, că nu sunt reflectoare de astea mari care se bată pe clădiri. Toate restaurantele pe care am trecut au fost ori foarte scumpe, ori foarte închise la ora asta. Abia pe la 8 deschid, așa că am zis că nu mai stau să pierd vremea. Am venit aici la focaceria de Sani, unde am mâncat și astăzi focacea cea minunată și am luat încă o porție de focaccia de data asta to go. Așa că cu asta am să mă duc acasă și am să și închei ziua de astăzi. Mie mi-a plăcut foarte mult, îmi place Italia, are un vibe pe placul meu. N-am fost încă în Pisa, deci prima dată când am ajuns aici și mi-a plăcut super mult. Abia aștept ziua de mâine să alerg maratonul, după care să mai explorez puțin orașul. Dacă ți-a plăcut acest vlog de aici din Pisa, dă-mi te rog un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută tare mult acest lucru și ne vedem cu următorul vlog. Arrivederci!